domnul comisar, stimați colegi, când am lansat strategia cadru pentru o uniune energetică, ne-am propus ca măsurile să vizeze în mod special scăderea costurilor privind energia pentru consumatorii casnici. La un an după, constat cu îngrijorare că mai sunt necesare eforturi până să ajungem la o piață a energiei care să sprijine gospodăriile europene și în care reducerea prețului la energie să se regăsească în mod semnificativ în facturile plătite. În mixul de energie specific fiecărui stat, trebuie să se încadreze atât sursele indigene, cât și cele dezvoltate local sau individual, în special cele regenerabile. Un climat investițional favorabil acestora poate contribui la modernizarea infrastructurii energetice. În plus, accesul la tehnologii ieftine din domeniul eficienței energetice poate încuraja antreprenoriatul, mai ales în rândul tinerilor. Securitatea energetică este un element esențial al Uniunii Energetice. În acest sens, proiectele de cuplare a piețelor de electricitate din regiunea Europei Centrale și de Est ar trebui deschise către cea de sud-est, iar rutele alternative de aprovizionare cu energie ar trebui continuu exploatate. Vă mulțumesc frumos!